În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Concentrați-vă un pic în față, 2-3 minute, că nu o să vă deranjez mult. Cel dintâi lucru care trebuie să-l știm la sărbătoarea de astăzi este acesta. Prima temelie fundamentală a Bisericii Ortodoxe Creștine este apostolia. Sunt primii și direcții ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, cărora Mântuitorul le-a adresat acest cuvânt. Veniți după mine, eu vă voi face pe voi pescari de oameni. De ce lucrul acesta? Ca să înțelegeți că apostolii n-au fost oameni cu privilegii sau stări sociale înalte, ci au fost oameni simpli. Nu putem confirma dacă erau toți cunoscători de carte sau necunoscători de carte, dar cea mai ieftină îndeletnicire pe care au avut-o au fost pescari. Adică oamenii care trăiau din vânzarea peștelui uscat sau a peștelui saramură sau cu ce se ocupau ei sau a peștelui viu vândut proaspăt. Lucru care confirmă că apostolii erau cu un statut disciplinat arată faptul că Petru își permite. De ce vorbim Petru? Pentru că e frate cu Andrei din Betsaida Galilei. Își permite să aibă o corăbioară cu care se duce la pescuit. Își permite să aibă mrejile personale, deci nu este un cerșetor. Nu trebuie să te schimbă noastră și Simona, că se poate sta așa la predică. Își permite să trăiască decent din traiul zilnic și din munca agoniserii lui, împlinind un cuvânt de mai târziu a apostolului Pavel. Ziua am lucrat și noaptea m-am rugat și n-am îngreuiat pe nimeni cu trupul meu. De ce am confirmat lucrul acesta? Ca să înțelegeți că legătura lui Petru și a lui Andrei cu Hristos n-a fost una directă. Cel dintâi Andrei a fost ucenicul, fratele mai mare, deci despre care vorbim noi astăzi, a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. El era cu Ioan Evanghelistul, admirator a acestui mare ascet, modelul și prototipul absolut de om curat, de om ascetic, de om serios, de om vertical, de om duhovnicesc și, dacă vreți, de postitor desăvârșit. Trăia în Ținutul Iudeii cu lăcuste, cu acridie, cu miere, cu fructe sălbatice și ce se mai găsea în pustia Iudeii. În momentul în care Irod a dat acel bal mascat, în care Irodiada a cerut în urma dansului capul lui Ioan Botezătorul, el era închis în temniță. Deja Mântuitorul făcea primele semne la Vitavara și boteza. Și atunci trimite Ioan Botezătorul pe acești ucenici ca să întrebe, tu ești sau pe altul să aștepte? Și răspunsul a fost unul pe măsură. Spuneți-i lui Ioan că orbii văd, ciungii să vindecă, șchiopii să, și leproșii se curățesc și cei bolnavi se fac sănătoși. Deci așa era împărăția lui Dumnezeu. După mulțimea păcatelor și după felul fiecărui păcat, era câte o meteahnă. Șchiopii sunt cei ce strâmbau legea. Deci nu mai erau nici esenieni, nici saduchei, nici farisei, nici, nu mai erau nici iudei. Deci aveau toată amestecătura. Cei care erau orbi nu mai vedeau legea deloc, pentru că le spune Mântuitorul, ochii au și nu văd. Cei care erau surzi auzeau legea, dar o împlineau cum doreau ei sau o împlineau cum le convenea lor. Și atunci, sigur că în momentul respectiv, Mântuitorul vine și se confirmă cu acest citat, n-am venit să stric legea, ci doar să o desăvârșesc, să o împlinesc. În momentul în care trebuie să se întâlnească cu Mântuitorul Iisus Hristos, dialogul ați auzit din Evanghelia de astăzi, în care este implicat și Filip. Și nu întâmplător, fac o confirmare scurtă, la gurile Dunării, la Dobrogea, în Sciția de astăzi, cum ar fi, cum se spune, în țara noastră, găsim peștera Sfântului Andrei, loc unde se pare că s-au odihnit, s-au propovăduit, și găsim în documentele istoriei bisericești că și Apostolul Filip a avut același aport la încreștinare alături de armatele romane care aveau creștini în ele și veneau în cotropierile spre Sarmisegetuza, în bătăile cu dacii.
Un lucru însă important în viața Sfântului Andrei nu este faptul că cinstim noi astăzi. El nu este cinstit că ne-am adus noi aminte sau l-am trecut în calendar, ci este cinstit de Dumnezeu mai înainte de vreme, prin faptul că atunci când s-a adresat Petru Mântuitorului și i-a spus: Doamne, dar noi dacă am urmat toate și și-am lăsat toate și am urmat Ție, cu noi ce va fi? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi dă cel mai frumos răspuns, îl găsiți în Săptămâna Luminată, în Evanghelia de luni, imediat la liturghie. Bucurați-vă, nu pentru că vindecați bolnavi, nu pentru că izgoniți demoni, nu pentru că faceți minuni, ci mai ales pentru că numele voastre s-a scris în Cartea Vieții. Care e acea Carte a Vieții despre care spune Dumnezeu? Este Cartea Neamurilor lui Dumnezeu, care este în Împărăția Cerului, și Sfânta Scriptură, pe care o propovăduim noi astăzi. Este Cartea de Căpătâi a tuturor neamurilor, Cartea Conștiințelor, pentru că toate neamurile Pământului au nevoie de Sfânta Scriptură. Indiferent că are, că se numește Talmud sau se numește Coran, versetele sunt extrase din Biblie. Și dacă citim la Cartea de Dogmatică, vom vedea că pe lângă religia universală, deci legată de iudaism și de legătura adamică protopărinții noștri și de dogma Sfintei Treimi, să despart sau să împart și celelalte religii care se fărâmițează mărunt, mărunt, abătându-se la adevărul primordial și creind un adevăr personal, adică secundar, segmente de credință, de aia să-și numesc secte. Sau marile religii monoteiste, monoteismul care are la bază tot Cartea lui Avram, dacă vreți, budismul care și el la rândul lui are tot puritatea și curățenia și așa mai departe, dar în altă viziune și în altă ideologie. Dar asta nu înseamnă că aceste făpturi create de Dumnezeu pe fața Pământului, păgânii, sunt creați pentru a fi pierduți. Știe Dumnezeu ce treabă are cu ei. Probabil la vremea și la timpul cuvenit o să-i pună să are prin rai sau să care apă la flori. Deci nu știm ce ascultarele dă. Dar El știe pe cine mântuiește și pe cine pedepsește. Noi știm un singur lucru universal, absolut și inegalabil. Dreapta credință a apostolilor, cea propovăduită la toate neamurile, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, reprezintă religia universală creștină, fără, deci chiar și când spunem ortodoxă, noi spunem dreaptă credință. Hristos n-a întemeiat dreapta credință, ci ne-a lăsat dreapta lege. De aia și spune: veniți de-a dreapta mea. În momentul în care a venit pe pământ și s-a jertfit prin cruce și prin înviere, ne-a dat jertfa iubirii și răscumpărării. Asta e misiunea pentru care a venit Hristos în lume. Hristos n-a venit în lume să împartă funcții și privilegii și orgolii între capii bisericilor. Aceasta este treaba lor personală de sorginte pământească. În momentul în care apostolii au intrat în aceeași dilemă, s-a ridicat Pavel, un alt apostol, pentru că de apostol vorbim astăzi, și-a întrebat: oare s-a împărțit biserica? Este a lui Petru, este a lui Chefa, este a lui Apollo? Nu, biserica e una, e a lui Dumnezeu. Biserica este, așa cum spune în crez, una sfântă, pentru că este cap Hristos, sobornicească, pentru că se bazează pe învățătura suboarilor, și apostolicească, pentru că este pe temelia apostolilor. Dar putem spune apostolească și sobornicească biserică în ordinea cronologică. În momentul în care noi ne bucurăm de sărbătoarea Sfântului Andrei, ne bucurăm de două lucruri. Întâia etate care a avut-o România, nu se chema România la vremea de atunci, Dacia, de a avea încreștinător sau propovăduitor sau păstor și învățător un apostol direct al Mântuitorului Iisus Hristos, și încă cel întâi chemat. Deci n-a fost al treilea, al patrulea, al cincilea, că ați văzut. Matei l-a găsit la vamă, pe Simon Zilotul l-a găsit la nunta din Cana. Fiecare avea un context, cum spune Părintele Stăniloae, în împrejurări concrete ale vieții. Dar pe Andrei l-a chemat cel de întâi: vino după mine! Și acest Andrei a venit și a sfințit această țară ortodoxă,
care cu mila și cu darul Dumnezeu are trei rădăcini sacre. Monoteismul. Pentru că la noi s-a schimbat religia lui Zamolsis, care era tot monoteistă, cu religia creștină, deci cu Hristos. Iar în momentul în care a venit schimbarea de la jertfele aduse dumnezeilor inventați de oameni sau de închipuirea oamenilor, s-a trecut la jertfa lui Hristos, la Sfânta Liturghie, care este cea mai ușoară și cea mai pe înțelesul tuturor, pentru că sub chipul pâinii și a vinului mâncăm trupul și sângele lui Hristos, nu făcută de capul nostru, ci așa cum a spus El în Matei și în Marcu și în Ioan, aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Deci, prin aceasta demonstrăm că biserica este permanent vie și spălată cu sângele lui Hristos. Ei, acest apostol Andrei, ca și apostolul Petru, au avut într-adevăr, fratele lui, au avut într-adevăr ceva asemănător cu Hristos. Atât unul cât și al doilea, deși a venit vremea să pătimească și să treacă prin furca gaudina persecuțiilor, ce credeți? Au avut aceeași moarte asemănătoare cu Hristos pe cruce. Și ce s-a întâmplat? Petru, din rușine și respect față de Mântuitorul, a cerut să fie răstihnit cu capul în jos, pe cruce, deci ca să demonstreze prin smerenia chinului că nu este deopotrivă cu Creatorul. Aici cândva Petru a fost atins de un cuvânt foarte înalt al Mântuitorului, când cobora din munte, de la schimbarea la față, unde și-a arătat slava sa, doi ucenici ai Mântuitorului, Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, au spus așa: Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ne vei pune pe unul de-a stânga și pe unul de-a dreapta? Și Mântuitorul a spus atunci: stânga și dreapta nu este mie, da, dar voi nu vă puteți boteza cu botezul care mă botez eu și cu paharul să-l beți pe care îl beau eu. Și Petru cred că și-a adus aminte de acel pahar al muceniciei și al vărsării de sânge și a cerut să fie răstignit cu capul jos. În momentul în care a venit vremea să moară și Sfântul Apostol Andrei prin martirajul, la fel n-a ales să moară cum a murit Mântuitorul Iisus Hristos, învățătorul său, ci a cerut să fie răstignit pe acea cruce. Ați văzut-o în formă de X, care de fapt înseamnă putere, că ați văzut XP, monograma creștină. Și a cerut să fie răstignit la fel cu capul în jos, în respect față de Mântuitorul Iisus Hristos și față de jertfa crucii, pentru a nu fi asemenea povățuitorului și profesorului lor, arhiereul cel veșnic, învățătorul cel veșnic și Mântuitorul cel veșnic. De ce v-am amintit aceste lucruri? Dacă cineva vrea un amănunt de pildă, să știe că Andrei a fost evreu grec, că a purtat nume grecesc, Andrei, care nu ține de numele iudaice, că știa să pescuiască, că știa să facă corturi, că știa una sau alta, le citiți în Viețile Sfinților, că de aceea avem și cartea cu toată viața acatistul și slujba Sfântului Apostol Andrei și este consemnată și în Viețile Sfinților. Și noi știm, moaștele lui se găsesc la Patras în Grecia și știți prea bine că cu anii din urmă au fost aduse în Moldova la închinare la inițiativa ierarhilor și puse la Catedrala Metropolitană, unde, slavă lui Dumnezeu, multe sute de suflete născute proaspăt au purtat în Iași și poartă numele de Andrei. Andrei, apostolul românilor, noi așa îi spunem și v-am spus mai nou și apostolul Filip, cel care întâmplarea face că și a fost în comuniune și în lucrare. Ce ar mai trebui să vă spun despre apostoli? Ar trebui să știți un singur lucru și chiar mi l-am amintit acum din fugă. E bine când citiți Sfânta Scriptură și se enumără cei 12 apostoli, să citiți în dreptul vreunuia dintre ei dacă era penticostal, dacă era baptist, dacă era jehovist, dacă era evanghelist, dacă era mormon, dacă era stilist, dacă era orice altă religie. Se pare că fiecare era apostol al lui Hristos. Și de unde știm lucrul acesta? În momentul când au trebuit să învindece un copil cu duh mut și îndrăcit,
Mântuitorul Iisus Hristos s-a prezentat El în cele din urmă. Era plecat și cel care era stăpânul copilului, tatăl copilului, a zis: ucenicii tăi n-au putut să facă nimic. Deci nu i-a deosebit și a spus ucenicul baptist sau pentecostal sau iehovist sau altceva. A spus ucenicii tăi. Dacă au fost ucenicii lui Hristos, înseamnă că Hristos n-a fost nici el de altă religie, ci a fost creștin. A fost Fiul lui Dumnezeu, iudeu după neam, din mamă sub vrem, și Fiul Dumnezeu din veci după Tată, din sânurile Tatălui mai înainte de toți vecii, cum spunem noi în crez. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut. De ce v-am amintit lucrul ăsta? De multe ori aveți tendința sau senzația, sau chiar dorința, de a vă exprima învățătura de dreaptă credință către toți nemernicii pământului. Și din aceștia nu ducem lipsă, sunt la tot colțul de stradă. Tâlharii crucii, tâlharii mântuirii, tâlharii Duhului Sfânt, așa se numesc. Și atunci, ei vin și vă ispitesc cu versete și cu învățături banale, culese ca din codul de circulație, de la numărul cu tare la capitolul cu tare, de la numărul cu tare la capitolul cu tare, și încep să spele creierul, iar românul nostru, nepregătit în cele ale Scripturii, cum spunea și profesorul de la școală, orice face creștinul numai Sfânta Scriptură, nu o citește. Da, cumpărăm acatist de tăiat unghiile, acatist de bătături la picioare, acatist de bătături în palmă, dar Scriptura nu o citește nimeni. Câtă literatură religioasă vrei, dacă vrea cineva să scoată carte religioasă, pune un text din Scriptură și restul poate să pună filme și povești cu Agatha Christie, omul cumpără. Dar Sfânta Scriptură nu o citește nimeni. De ce? Mântuitorul a spus, cercetați Scripturile și veți afla viața veșnică. De ce? Adevărata viață veșnică e ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Păi dacă e singurul și adevăratul, poți să mai existe alți 2, 3, 4? Există în mintea ideologică și rațională a omului căzut, dar nu în mintea omului duhovnicesc unit cu Dumnezeu prin mistica rugăciunii și prin mistica Euharistiei, deci când comuniunea este directă, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Și în momentul în care vă incită la discuție, începeți să dați voi răspunsul. Ei, dar să știi că parcă au dreptate. Uite, să știi că am ascultat și tare frumos a spus din Scriptură. Toate Scripturile sunt frumoase. Nici nu vă dați seama câte întâmplări în Vechiul Testament. Nici nu vă dați seama câte taine din Vechiul Testament. Nici nu vă dați seama câte istorisiri din Vechiul Testament. Dacă le-ați spune la copii în fiecare seară, numai câte una, n-ați termina în 10 ani Scriptura de câte întâmplări frumoase are în ea și care copiii voștri când ar fi mari le-ar ști și ar spune, uite, asta m-a învățat bunica când eram mic. Deci aceasta este Sfânta Scriptură, dar trebuie citită. Deci noi punem icoană în casă și punem perdeluță și candeluță, dar nu batem mătănii niciodată. Punem candelă în casă, dar nu o aprindem niciodată. Cumpărăm Scriptură, dar stăm în raftul cu cărți, lângă matematică, lângă geografie, lângă cartea de bucate, dar nu o citim niciodată. Cumpărăm acatistier, dar nu-l citim niciodată. Dar, în schimb, talismanul, din astea, cărți de vrăji, de farmice și de descântece, astea toate sunt baza culturii ortodoxe românești. Deci, dacă ar crede oamenii în Iisus Hristos și în apostolii Mântuitorului, așa cum crede în vrăji, în farmice și în descântece, noi am fi cei mai credincioși de pe pământ. Dar noi dăm întâietate lui Sarsailă și promovăm doctrina cu un părinte. Dar vă spun eu, mie mi-a făcut, dar mie mi s-a întâmplat, dar eu am văzut, dar eu am simțit, dar eu am descoperit. Și ce sunt vrăjile? O ață la ușă, ceva stropit pe ușă, o lumânare sub preș, o scamă în pernă. Chiar a spus odată o babă, când am desfăcut, perna era plină de scame, ori cine le-a pus? Cred că croitoarea asta, când a cusut coșul, le-a pus perete. Și zice, cum am scos alea, am putut să dorm. Ai văzut, dacă nu puneai pernă sub cap, nici nu te îmbolnăveai niciodată. Deci, fraților, lucruri mărunte și puierile, dar care fac parte din dogma creștină. Deci, alterează învățătura de credință ortodoxă. Ce înseamnă moralitatea?
ce înseamnă verticalitate, ce înseamnă bărbăție, ce înseamnă demnitatea și de ce vă aduc aminte de astea? Acești 12 oameni, numiți 12 apostoli, peste care s-au petrecut 3 fapte deosebite. 1. Pacea de la înviere, pacea mea dau vouă. Deci iată, sunt izvor al păcii, apostolii. Din nou, luați Duh Sfânt, cărora veți lega legate vor fi. Deci purtători de Duh Sfânt, nehmatomai. Și după aceea, ucenici direcția ai Mântuitorului prin botezul cu Duh Sfânt în chip de limbi ca de foc. Deci botezul întregii biserici, a întregii umanități, și cerul s-a botezat, și natura, și pământul, și oamenii, tot. Toate regnurile, de la un capăt la altul. Și în momentul în care au primit acest Duh Sfânt, s-au purtat ca niște viteji ai credinței. Nu, ce spune Apostolul Pavel? Vă aduceți aminte în Apostol? Nu ne vom lăuda cu necazurile din astea. De câte ori era să ne necăm pe mare, de câte ori am fost bătuți, de câte ori am fost băgați în temniță. Ci ne lăudăm cu Domnul Dumnezeu. Iarăși spune, voi cei slabi, voi cei tari, purtați neputința celor slabi. Nu vă pismuiți unii pe alții, nu urându-vă unii pe alții, ci în psalmi și în cântări duhovnice. Ca prin aceasta să cunoască lumea că suntem ucenicii lui Hristos. Da, creștinul intră pe ureche și iese pe cealaltă. Și atunci, Scriptura rămâne o carte inevitabilă, pentru că chiar am văzut elemente de genul, părinte, o am în casă, să știți că de când o țin în casă, merge bine. Și asta e o credință, dar nu prinsă în dogme. În cartea de dogmatică nu este specificat nicăieri că dacă ții Scriptura în casă, ai spor în gospodărie. Nu. Dacă o ții în casă și nu o citești, te osândești. Scriptura cuprinde învățătura despre Dumnezeu. Și acești apostoli n-au avut-o, s-ar fi bucurat să aibă Scriptură. Acești apostoli au vorbit numai ce au auzit prin viu grai și n-au cunoscut decât legea cea veche a prorocilor care a prorocit în chip mesianic venirea Mântuitorului Hristos în lumea răscumpărătorului. Și culmea, deși acești 12 oameni au vorbit acum 2000 de ani, ca să vedeți cât este de jenant pentru noi creștinii, deși au vorbit acum 2000 de ani, noi în ziua de astăzi habar n-avem ce au vorbit. Dacă întreb pe cineva, spunem ceva, despre ce a propovăduit Petru? Nu știu. Despre ce a propovăduit Andrei? Nu știu. Despre ce a propovăduit Pavel? Nu știu. Și știți cu ce se ocupau acești apostoli? Știau toată filozofia lumii acestea. Dacă Ioan Botezătorul, care venea din pustie, știa ce trebuie să facă soldatul, vameșul, omul de rând, împăratul, cu atât mai mult Pavel, care era crescut la școala rabinică a lui Gamaliel, știa toată esența Sfintei Scripturii a Vechiului Testament și convertit în drumul Damascului prin marea viziune pe care a avut-o cu glasul Mântuitorului și corbirea, s-a umplut de puterea Duhului Sfânt, când i s-a spălat, cum se spune, fața și s-a curățat ochii și i s-a deschis și ochii minții, că spune, nu știu dacă la al treilea cer, în trup sau afară de trup, dar mintea nu poate pricepe, urechea nu poate auzi, gura nu poate povesti, dar cunosc eu unul, de el era vorba. Ei, a ajuns să vorbească despre orice. Cum trebuie să facem biserică, cum trebuie să faci acasă, cum trebuie să facem familie, cum trebuie să faci în societate, cum trebuie să faci cu dregătoria, cum trebuie să faci cu împăratul, cum trebuie să faci cu sufletul, cum trebuie să faci cu inima, tot. Și ne-a lăsat 14 epistole, nu în mod întâmplător, ci în mod convențional, și ce a zis? Eu mă duc. Mă duc acolo unde-s chemat, la cereștile locașuri, să stau pe tronul Dumnezeului lui Israel, a Mântuitorului Iisus Hristos, să judecăm cele 12 seminții, dar vă las vouă legea după care să vă conduceți. Și când s-a gândit că sunt și păgâni, și-a permis Pavel și-a spus și vorba asta. Și păgânii, chiar dacă n-au lege, fac din fire ale legii. Adică și păgân, dacă ești, trebuie să fii om. Sau chiar om fiind păgân, trebuie să mai fii și om. Deci iată, ne-a lăsat toate căile de mântuire posibile și imposibile. Și vreau să vă, cu aceasta închei că v-am plictisit, deci vreau să vă atenționez și să vă menționez că la înfricoșata judecată de apoi
semințiile și neamurile acestui pământ nu vor fi judecate de Curtea Constituțională și nici de legile pământești, ci de cele 10 porunci ale Decalogului, de cele 10 fericiri și de singura frază din rugăciunea Tatăl nostru care spune așa: și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi am iertat greșiților noștri. Deci, dacă știm că am iertat, vom primi iertare. Dacă știm că am iubit, vom primi iubire. Dacă știm că am avut bunătate, vom primi bunătate. Mi-a plăcut o frază care am găsit-o acum într-o zi într-o carte: pune milostenia în gura celui sărac și gura lui va lăuda pe Dumnezeu pentru tine. Deci vedeți ce putere are mila. Și Mântuitorul a spus în nenumerate rânduri: milă voiesc și nu jertfă. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus: întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci să dea bunul Dumnezeu acești 20, 40, 50 de suflete cât sunteți astăzi aici, să putem să avem în minte și în suflet întotdeauna că afară de învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, Noul Testament revelat în învățătura celor 12 apostoli și a celor 4 evangheliști care au fost tot apostoli, n-au fost altceva, să avem dreaptă credință, dreaptă măsură, dreaptă rânduială și dreaptă cale de mântuire, că așa a spus Mântuitorul: eu sunt adevărul, calea și viața. Și ca o încheiere așa într-un minut, să știți că pe teritoriul României sunt mănăstiri, biserici care poartă numele sau hramul Sfântului Apostol Andrei, avem icoane care le cinstim în numele Sfântului Apostol Andrei, avem acatiste care le citim în numele Apostolului Andrei, le venerăm, cum se spune. Și în același timp avem și rugăciuni închinate în cadrul Sfintei Liturghii, în rânduiala proscomidiei, care spune așa: pentru rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, Petru și Pavel și a celor 12 apostoli, miluiește-ne pe noi. Și se pune o părticică în triunghi pe Sfântul Disc. De ce? Și ei fac parte din comuniunea liturgică a liturgiei universale, acolo în cer, la ceea ce se aude prin chemarea copiei pe pământ, și ei sunt cei care roagă pe Dumnezeu în clipa cea mai importantă din liturghie, când noi invocăm și spunem așa: Doamne, Cel ce ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt în ceasul a treilea apostolilor Tăi, vezi, nu oricui, apostolilor Tăi, că ați văzut, sunt și sectari care primesc Duhul Sfânt, îi scutură dracul ca pe necurați, și ei sunt într-un Duh, dar e Duhul Tatălui lor. Și spune: pe acela nu-l lua de la noi, deci pe acela, nu oricare, pe acela care l-ai dat apostolilor Tăi în ceasul al treilea, cine îl înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Și în cer, liturghia îngerească, știți ce răspunde? Înnoiește-l, Tată, pentru că ei sunt ai Tăi și noi suntem ai Tăi. Și în clipa aceea, prefă cu Duhul Tău cel Sfânt și spune: pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău și ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău. Iar când terminăm Sfânta Liturghie, deci esența divinității și a creștinătății, miezul rugăciunii creștine, sublimul, dacă vreți, în tot ce se cheamă rugăciune, cu numele tuturor rugăciunilor, spunem așa: pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale, Doamne Iisuse Hristoase, și ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Deci, iată că rolul lor pe scaunele de judecată, cele 12 scaune de la sfârșitul veacului, este fundamental pentru toate religiile Pământului. Cinste celor ce poartă numele Andrei, Andreea și toate derivatele, până la Andriuț și Andriuța, și cinste creștinilor care au faptele Sfântului Apostol Andrei, nu trebuie să jertfească pe cruce cu capul în jos, măcar de n-ar cădea cu capul în jos pe trepte la bufet. Cinste celor ce au viața Sfinților Apostoli, cinste celor ce au postul Sfinților Apostoli, cinste celor ce au rugăciunea Sfinților Apostoli, cinste celor ce au trăirea și viețuirea duhovnicească a Sfinților Apostoli. Și am mai văzut de dimineață un lucru, mai întreb, vă împărtășiți, nu, la sfârșitul postului. Tot postul este pentru spovedanie și împărtășanie, nu fiți puturoși și leneși,
pentru că vine Crăciunul și în loc să-L primim pe Hristos în suflet, în eslea inimii noastre, primim patima, pofta, pentru că apoi începe, cum se spune, chermeza și uităm noi pe lângă carnea de porc și toate mâncărurile grase de Sfânta Împărtășanie. Faceți-o acum în prima jumătate a postului și până spre final, că atunci, la urmă, vă asigur eu că încep pregătirile comerciale și globalizante ale consumismului modern și în loc de împărtășanie o să vă treziți că ați scăpat la sticla cu vin roșu, că așa spun creștinia, să mă împărtășesc cu sângele Domnului. Ăla nu-i sânge, deocamdată e doar vinul din care se prepară spiritual, prin mâna Duhului Sfânt, Sfânta Împărtășanie. Veniți la potirul mântuirii și apoi la ospățul cinei Fiului de Împărat. Amin. Să-i mulțumim.